Hello tuturor! Am pregătit un nou kata, de această dată un pic mai complex decât cele anterioare. Haideți să vedem despre ce este vorba. În primul rând am construit un to-do app. De altfel, dacă o să browsați internetul, veți găsi implementarea acestei aplicații în mai multe framework-uri, în .NET, în Java, în Spring, în ce vreți voi. Am ales această implementare pentru că nu este cea mai bună și sper să reușim ca împreună și prin exercițiul pe care îl veți avea să creăm o implementare mult mai bună la final. Să vă povestesc despre ce este vorba. În primul rând avem o aplicație în care vom folosi NoSQL. După cum vedeți, acestea sunt proprietățile pe care le vom putea seta pentru NoSQL. De asemenea, pot exista tot felul de lucruri pe cum user, parolă, etc. În cazul nostru, la mine cel puțin, nu am introdus partea de securitate, pentru că n-am vrut să complic foarte mult aplicația. Ce avem în continuare? Avem un model destul de simplu. Avem un repository care de această dată extinde Mongo repository și am expus următoarele operații. Avem de asemenea un controller. După cum vedeți, a dispărut din peisaj, ca să spun așa, serviciul. Abordarea nu este una corectă și de aceea unul din subpunctele pe care îl veți avea și voi de făcut în tema voastră este legat de introducerea acelui service pe care Spring-ul vi-l pune la dispoziție. Dar am vrut să vedeți că există și această abordare folosind direct repozitoriu în controller. De asemenea, un lucru important pe care vreau să vi-l arăt, această aplicație are și interfață. Este o interfață construită cu Angular și JavaScript. Nu am folosit TypeScript-ul, am vrut să luăm pas cu pas aceste lucruri astfel încât să aprofundați și JavaScript-ul și de asemenea vechile abordări ale Angular-ului. Avem view-uri, avem niște servicii care folosește HTTP-ul de la Angular pentru a apela tot ceea ce înseamnă Web API și a-l consuma. Și de asemenea avem controllerul. Acesta este un pic mai complex, dar foarte ușor de folosit. În controller se va injecta serviciul și astfel vom putea lucra și cu UI-ul fiind dat de aceste HTML-uri. Haideți să vedem cum rulează aplicația. În primul rând, aș vrea să îmi creez o aplicație. Va trebui să îi specific care este main class-ul. Odată făcut acest lucru, totul este perfect și pot rula aplicația. În prealabil, un pas pe care voi va trebui să-l faceți este să vă instalați MongoDB-ul. O să vă arăt imediat de unde și cum. Acum, pornind browserul și accesând localhost 8080, deja vedeți că m-am jucat înainte cu câteva exemple. Este o listă cu to-do-uri pe care vreau să o am la dispoziție. Îmi permite ștergerea lor, adăugarea. După cum vedeți, este foarte simplu. De asemenea, îmi permite editarea. Dar de asemenea,
Și lucrul ăsta va trebui tot voi să-l modificați. Îmi permiteți să specific dacă a fost sau nu terminat un task pe care l-am avut în to-do prin acest radio button. Nu este cea mai bună abordare, de aceea am să vă cer și să vă explic exact cam cum să faceți. Să mergem step by step. Și pentru asta va trebui să mergem pe MongoDB. Într-un document pe care o să-l aveți și voi la dispoziție, vă spuneam ca prerechizite că trebuie să instalați MongoDB urmând pașii din linkul anterior. Acesta este linkul. Trebuie să executați pas cu pas fiecare lucru care este aici. Este foarte simplu, foarte ușor de configurat. Odată instalat, ce am să vă sfătui să-l instalați ca și serviciu Windows, să vă fie mult mai ușor să-l gestionați, lucrurile vă vor sta foarte simple. Aplicația va trebui pur și simplu, după ce ați luat-o și ați compilat-o, să vă ruleze direct și vouă. După care sunt cerințele. În primul rând, în ceea ce privește cerințele, doresc să introducem un nou layer de legătură. Limba asta engleză, de legătură între repository și controller, și anume service layer, așa cum am făcut în toate exemplele anterioare. Doresc să introducem defensive coding și un builder în controller. De exemplu, operația post nu conține defensive coding și haideți să o vedem exact cam cum arată. Mergem în controller. Operația post pur și simplu îi se trimite un to-do și acesta este salvat. Nu se verifică dacă este valid, dacă nu este valid și așa mai departe. Bun. Trebuie să modificăm UI-ul folosind JavaScript și HTML, astfel încât marcarea unui task to-do să fie făcută printr-un radio, să nu fie făcută printr-un radio button așa cum este făcut acum, ci prin două butoane, Mark as done or Mark as not done. Cu alte cuvinte, ceea ce doresc este ca în dreptul acestor operații să mai apară încă două butoane și să dispară acest radio de aici. Done, undone. Chestiuni de genul ăsta. De asemenea, există și posibilitatea să folosim un toggle button. Dacă nu știți, acesta arată cam așa. Da? Cu care să schimbăm stările. Este mult mai elegant și mult mai ușor de făcut. Este ușor să-l și folosiți. Un toggle button ar fi mult mai elegant în această situație. De asemenea, ca un challenge aveți de adăugat un nou document în MongoDB și asta se va face așa cum este acest model cu documente, după cum observați, va trebui să adăugați un nou document în MongoDB care va ține istoriul stărilor. Acest document va avea mai multe aspecte și acestea le veți putea găsi aici. În primul rând să corectez ceea ce era greșit. Modificați UI-ul astfel încât să existe și un tabel cu stările. ID, deci va trebui să avem un identificator unic, stare, false, true, false, true. ID-ul to-do listului va mai trebui să fie aici starea, deci asta se va repeta. ID-ul părinte, să-i spunem. Stare, dată și ora de modificare, astfel încât să vedem un grid dacă veți putea să-l faceți la final. Ok. Ce altceva mai este de spus aici? Este foarte simplu să lucrați cu MongoDB-ul. Veți vedea cu siguranță singuri. Este
extrem de ușor și este foarte rapid. Următoarele exemple vor fi mult mai complexe și vor conține mai multe servicii, mai multe controlere, astfel încât proiectele pe care vi le faceți de acum înainte să urmeze ceea ce învățăm pas cu pas în aceste cataori. Cam asta a fost ce am vrut să vă spun. Nu este o temă grea, este o temă medie, spun eu, ca și complexitate. Aveți mai multe challenge-uri, multă baftă și așteptăm cu nerăbdare rezolvările. Toate cele bune!